Shakira riscă să facă 8 ani de închisoare și să primească o amendă de 24 de milioane de euro. Cântăreața este acuzată de neplata impozitelor între anii 2012 și 2014 în valoare de 14,5 milioane de euro. Shakira susține că nu era rezidentă în Spania în acea perioadă și că este total nevinovată. Cu toate astea, procurorii susțin că minte și că i-ar fi folosit o serie de companii offshore pentru a evita plata taxelor către statul spaniol. Chiar dacă acuzațiile sunt destul de grave, fanii artistei nu le iau deloc în serios. povestea despre Shakira, care este condamnată la 8 ani de închisoare pentru că nu a fi plătit plata impozitelor între anii 2012 și 2014. Sunt sume care împreună valorează peste 14,5 milioane de euro. Shakira susține că în acea perioadă nu era rezidentă Spaniei și că astfel nu ar fi fost nevoită să facă plata acestor impozite. Cu toate astea, procurorii susțin că -mi minte și că a folosit o serie de companii offshore pentru a evita cumva plata taxelor și a păcăli statul spaniol. Cu toate astea, Fanii nu o condamnă pe artistă.